Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și începem actualitatea la raport. Invitatul nostru în această seară este domnul Mihai Ghimpu, ex-președinte interimar al Republicii Moldova. Domnule președinte, bună seara și bine ați revenit la Agro TV Moldova. Bună seara și mulțumesc de invitație. Dacă îmi permiteți așa o... Când se spune președinte interimar, trebuie să fie numai decât președintele Parlamentului, ex-președintele Parlamentului, președinte interimar, că atunci nu e clar de unde e președinte interimar. Numai în caz când ești președintele Parlamentului sau în lipsa lui, prim-ministru poate fi președinte interimar. Ok, mulțumim frumos. Mulțumesc și eu. Pentru toți cei din presă am spus lucrul ăsta. Domnule președinte, astăzi, 27 aprilie, este marcată Ziua Națională a Tricolorului, a Drapelului. Nu întâmplător v-am invitat astăzi la emisiune, fiindcă la 27 aprilie 1990, fratele dumneavoastră, regretatul Gheorghe Ghimpu, a fost cel care a dat jos drapelul sovietic și a arborat pe clădirea Parlamentului de atunci, actuala președinție de acum, tricolorul. Ce ne puteți povesti despre acele vremuri când toată lumea s-a adunat în jurul unui singur ideal, renașterea națională? Nu, în primul rând, dacă îmi permiți, am să spun că până la votul în Parlament și la arborarea tricolorului de către fratele Gheorghe pe clădirea Parlamentului, fratele Gheorghe a purtat, dacă nu zile, dar chiar luni, tricolorul înfășurat în jurul corpului sub cămașă, așteptând momentul când să-l poată scoate, fiindcă era interzis atunci. Deci era pregătit de acest moment. Da, era foarte pregătit, plus că tricolorul a fluturat la mitingurile Marii Adunări Naționale a Frontului Popular și votul din Parlament a venit în urma unei rezoluții a Frontului Popular, fiindcă noi am fost Front Popular, cei care am mișcat, a fost evoluția în problemele naționale. Și a sosit această zi, mi-amintesc că am votat cu toții, nu era probleme, nu cunoșteau mult ce înseamnă tricolorul. Tricolorul, de fapt, înseamnă simbolul identității și unității naționale. Și el a apărut după unirea Moldovei cu țara românească Muntenia, când s-a format regatul român. A apărut ca drapel de stat, fiindcă înainte exista în țara românească Muntenia, era două culori, era roșu-galben și la noi era albastru și galben, sau invers, ceva de felul. Și atunci s-au înțeles și au... dar el a apărut prima dată pe timpul lui Tudor Vladimirescu. Sigur că, ce să vă spun, dacă ați privit această fotografie... O fotografie simbol pentru internet. Cred că să observați că cât de fericit este Gheorghe Ghimpu. Chipuiți-vă că s-a realizat visul lui pentru care a stat 6 ani în gulag. Doar Gheorghe Ghimpu a stat în gulagurile din Siberia, 4 ani în pădurile din Perm și 2 în pădurile din Ural, anume pentru tricolor, pentru limbă, alfabet, pentru identitatea noastră, pentru unitatea noastră, nu pentru doar că era împotriva regimului sovietic comunist, împotriva ocupanților și pentru valori naționale și unitatea noastră de neam. Și a venit momentul când posibil fratele și-a zis că este clipa cea mai fericită din viața lui. Coboram pe scări și am auzit cum s-a adresat și a zis: permiți-mi, vă rog, domnul președinte, să arboreze tricolor. Domnul președinte a spus: nicio problemă. Și noi așteptam tot jos și numai ce îl vedem sus, deci ridic aceste două deși cu tricolorul, după ce l-a arborat, a dat jos drapelul sovietic de pe clădirea Parlamentului. Dar în istoria noastră mai este o problemă cu darea drapelului sovietic jos și atârnarea drapelului roșu. Sora lui tata, tante Nina, în casa în care am învățat primele clase ei, în pază 1 i-a luat soțul pentru că a dat cal armata roșie, dar n-a dat căpăstru. Și încă doi din consetieni din Colonița. Și anume, pentru căpăstru s-a dus și a împușcat în Siberia. Au fost împușcați pentru un căpăstru. Și ea, de durere când a aflat, s-a urcat și a dat jos drapelul soviet și a pus tricolorul. Și a dat 10 ani. Pentru asta, de ce și-a învățat în primele clase în casa mătușii, sora lui tata.
Eu am fost din cei 6 ani pe care i-a dus în gulagurile Siberiei fratele, din 6-5. Și vreau să spun că niciodată n-am observat întrând că el m-a așteptat deja în cameră care era pe an 2 întâlniri, una de 3 ore și una de 3 zile. A fost deportat unde, în ce regiune? În 4 în pădurile din Perm și 2 în pădurile din Ural. Deportat, a fost închis în pușcărie, închis. În 72 până în 78. Și cum intram la el, era așa un zâmbet că nici nu-ți venea crede că este la închisoare. Dus. Deținut politic. Vă dați seama ce atitudine era față de cei care erau deținuți politici. E clar că deținuți politici erau împotriva sistemului sovietic, împotriva ocupației, tot ce îi se întâmpla. Și nu era doar numai de la noi, era și din Armenia, și din țările bazi, din Ucraina, era aproape din toate aceste foste republici unionale. Și întotdeauna mă întâlnea cu zâmbet și mă gândeam, zic, Doamne, cât de tare fratele Samuel, zic. Dar acum, analizând mai încoace, mă gândeam, zic, o făcea pentru mine ca să nu mă întristez. Să mă întorc acasă să spun mami și la ceilalți că l-am găsit trist și el făcea că e bine și că a trecut prin multe. Mi-am amintesc că odată m-a rugat să-i duc. Hrana era ca la deținuți politici. Păi, cum s-ar spune, o văz și se cară ce mai da, de pe acolo. Lipsă de vitamine și m-a rugat să-i duc odată sămânță de pătrânjel și de mărari. Ca să semene acolo? Da, ca să semene și a semănat și a venit un, nu știu cum românește, năzirat el de ăsta și cu cizmă l-așa călcat și a fermat. Nu i-a dat voie. Când a văzut că el rupe de acolo și mănâncă, nu i-a dat voie. Au fost timpuri grele. De ce? Pe bună dreptate el a arborat tricolorul, fiindcă el a meritat și a luptat pentru aceasta și lumea n-a înțeles, din păcate, după noi încoace, după 90, cei care din primul parlament și care am luptat în front popular și unii scriitorul și alții că tricolorul asta însemna primul pas spre unire, spre unitatea noastră, că asta și este simbolul tricolorului. Păi asta urma să vă întreb, probabil clasa politică de atunci, o mare parte din clasa politică a înțeles importanța acestui gest, a înțeles ce înseamnă tricolorul, dar cum a perceput societatea acest gest? Nu, cum să vă spun eu, dacă ne uităm înapoi la mitingurile și mari adunări naționale, păi percepție foarte corect, ca și noi. Nu s-a dar apărut sloganul acesta Moldova, Ardealul și țara românească, trăiască, trăiască, Moldova, Ardealul și țara românească. Adică veneau pe jos oameni la marile, la mitinguri veneau. Sigur că comuniștii erau, nu pot să spun alt cuvânt decât naivi, poate s-au nepricepus, puțin pricepus, dar faptul că ei anunțau la știri, la, chiar a existat numai televiziunea Moldova 1, cu un grup de naționaliști, nu știu, înscritori acolo, ia ca să adună și nu știu ce fac, prin asta ei anunțau ce se întâmplă în Chișinău. Și prin asta era indirect o invitație cetățenilor la meeting. O sursă de informare. O sursă de informare. Și așa încet, încet lumea s-a adunat și când ne-am trezit noi că la început au început să ne încurci pe alea clașilor. Ne aduceau o orchestră militară de asta cu fanfară și nicăta ca să ne auzi ce vorbim noi, că nu era portavoce pe atunci. Și să-i dea Dumnezeu sănătate. Vorbim despre anii 89. Să-i dea Dumnezeu sănătate unui om, a zis că Mihai, am primit ordin de la Smirnov să vă scoatem deci din grădina publică, că faceți gălăgie, că aici e alături Comitet Central. Zic, nici într-o casă. Și mi-a zis, zice, ascult-mă mine. Tu ce să vă acolo la teatru de vară și când v-ați adunat 10.000, atunci voia să discutați. Voia să cei care puneți condiții. Și atunci am ales momentul ăsta și ne-am dus. Și când am ajuns la câteva mii de zi, nu, la număr deja te-am clar că noi... Puteau să cânte că nu... Da, noi de acum dictam. Și așa încet a pornit, da, a fost lumea, nu știu ce s-a întâmplat, sincer să spun, da, eu înțeleg într-o care măsură. Lumea n-a crezut că dacă vine democrația, dacă vine toate acestea, scăpăm de Imperiul Sovietic, totalitar, va fi altfel, dar a trebuit să mai vorbească sau să amintească părinții, bunicii, cât s-a trebuit ca Uniunea Sovietică, când a distrus proprietatea privată, cât s-a trebuit
ca să cât de cât să ajungă omul să simte că trăiește. Abia pe timpul lui Brejnev, când a început așa cât de cât o viață, până atunci a fost foarte greu. Adică întotdeauna este greu să treci de la un regim la altul, mai ales de la un regim totalitar la un regim. Plus că influența Federației Rusiei și propaganda și-a jucat. Poftim și acum, iată, am văzut azi o știre că s-au dus niște prăpădiți și au stropit și călcat în picioare drapelul NATO. Nu. Aproape cu sânge. Da, asta este propaganda rusă, așa sunt agenții rusii, ăștia sunt cei care au frânat cursul firesc, fiindcă dacă noi ne-am făcut la timp din cauza lor ce trebuie, de ce își trăim rău? Și asta nu trăim bine rău numai românii moldoveni, și ruși, și ucranieni, și găgăuzii toți. Adică sunt gata să sacrifice cu viața, să trăiască prost și în sărăcii, dar nu acceptă adevărul și dreptatea. Despre gestul pe care l-ați menționat acum, de fapt, cea mai mare problemă este că a fost organizat de doi deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Numai la noi se poate întâmpla ca să avem deputați în Parlament, organ suprem a statului, și să vorbească în limbi străină, în limba rusă, nu cunosc, nu posedă limba oficială a statului. Arătați-mi în care stat în altă parte, în Rusia, în câte limbi vorbește în Duma de stat și în camera cealaltă sau în alte state. Numai la noi se permit. De ce? Fiindcă ei se consideră copiii imperiului, răului, cum a zis președintele Reagan. Ei se consideră mai superior decât noi și limba rusă este superioară tuturor limbilor. Și asta, într-un care măsură, e și vina noastră. Fiindcă noi, dacă ne adunăm trei, da? Și din trei, unul e vorbitor de limba rusă, noi vorbim limba rusă. Noi nu vorbim limba maternă. Și asta e problema. Că noi, vina ei mai multă noi, dar ei sunt obraznici și folosesc această bunătate noastră. Și cât nu o să ne deșteptăm noi, cât nu o să înțelegem noi că fără demnitate nimic nu se obține în viața asta, nici material, nici spunem social sau cum, orice. Deci toate lucrurile trebuie să existe, mai ales în viața unui om care face parte dintr-o națiune, trebuie să existe demnitate. Demnitatea națională și apoi urmează celelalte lucruri. Dacă nu e demnitate, atunci ești călcat în picioare, manipulat, amăgit, așa cum se întâmplă cu noi. Și asta o face Federația Rusă, că din toate foste republici, dacă ați observat, cea mai puternic propagandă și cu rezultate mai bune a Kremlinului a fost în Republica Moldova, la noi. Adică nu poți spune asta în țările balte și în Georgia, în Armenia, chiar și în Ucraina, care sunt de origine slavă ambele. Dacă ați vorbit despre limba rusă, tot acești doi deputați care au organizat astăzi această batjocoră au înaintat un nou proiect de lege prin care cer ca limba rusă să fie limba oficială. Ei chiar cred că acest lucru este posibil în Republica Moldova sau este o nouă provocare? Eu nu știu cine a scos pe dânși de acolo, din fracțiunea Partidului Socialist, dar ei cred că prin acțiunea aceasta se vor lansa și vor fi îmbrățișați de electoratul prorus. Greșesc amarnic. Avem o bună parte de electoratul vorbitorii de limba rusă care i-a depășit pe alocuri și pe unii de ai noștri, care ei înțeleg foarte bine cine suntem noi și unde e mai bine. Unii pot să simt un om cu Rusia sau cu Europa, cu Tambov sau cu Timișoara, Iași, Cluj sau... Aici este poate și în situația aceasta că există războiul ăsta în Ucraina și iarăși e o încercare, fiindcă cât de cât se va potoli șor după ce a fost condamnat la 15 ani și s-a luat mandat de deputat și încearcă altcineva deja să pornească, să încerce să destabilizeze situația, să arete că ei încă mai sunt puternici. Rusia deja nu la ușa... E slăbită. E slăbită, e în comă, putem să spunem așa. Deja ea a devenit... A recunoscut că China este fratele mai mare. Așa cum spuneau ei că sunt fratele mai mare al nostru, dar astăzi eu
Bănuiesc că ei s-au împăcat faptul că China este fratelor mai mare. Domnule președinte, am citit astăzi mesajele politicienilor din Republica Moldova referitor la ziua de astăzi, ziua drapelului, și cam multe dintre ele spuneau că drapelul țării noastre merită să stea în rândul cu cele europene. Ce veți face la 21 mai? Noi am avut o discuție în cadrul partidului. Apropo, PASU, președintele Maia Sandu și actualul guvern nu sunt inițiatorii acestei direcții. Direcția europeană a fost promovată și de Alianța 1-2 și toate celelalte. Și până la ei chiar mi-amintesc în 2000 și ceva, când a venit la putere Partidul Comunist, partidele extraparlamentare am semnat o declarație cu privire la integrarea europeană în Republica Moldova. Atunci n-a votat Partidul Comunist pe PCD-ul și PD-ul, că erau la guvernare. Restul, toate partidele au semnat. Așa că nu este o noutate sau nu este acum o deschidere către europeni, că iată, românii moldoveni, că vor în Europa. Europa e ocupată de aproape un milion de cetățeni de-a noștri. Este o acțiune politică dedicată partidului, așa ascunsă, subtil, folosită pentru a aduna electoratul, dar oricum noi susținem, fiindcă am și promovat această integrare europeană, că Republica Moldova n-ar fi avut alt statut de stat candidat dacă nu exista acord de asociere și libera circulație, cei ce pe fost care l-am primit în 2014. Perioada AIE 2, AIE 2, da. Așa că, chiar să, așa, indiferent cum sunt azi comuniștii și voroni, dar fiind la guvernare și voroni atunci a acceptat direcția aceasta europeană. Nu este nimic nou sub soare și nu deschide drumul european, dar noi susținem, dar... Veți fi prezent acolo sau nu? Da, sper că voi fi, dacă va fi tot bine. Dar este aici să punem așa, o virgulă mică. Deci, noi susținem integrarea europeană. Dar integrarea europeană nu e de ajuns pentru noi ca să trăim în pace și în bunăstare. Și ca exemplu luăm Ucraina. Dacă Ucraina chiar era membru UE, dar nu era membru NATO, oricum rușii intrau acolo. Deci, obținerea statutului de stat membru UE fără stat membru NATO nu este de ajuns pentru noi. Oricând noi putem fi ocupați așa cum a ocupat o parte din teritoriul Ucrainei Rusia. De aceea noi pe LEU, ca Partidul Unionist, plădem pentru integrarea europeană, dar obținerea integrării europene să fie și prin unire cu România, fiindcă noi atunci automat primim și statut de NATO și vom avea scutul Alianței Nord-Atlantice, care are misiunea de a apăra democrația în primul rând, fiindcă Moscova nu e democrație, e un stat totalitar, o putere acolo în mâinile lui Putin și cel mai important, nu cel mai important, dar investițiile într-un stat care este numai membru UE sunt puține. Fiindcă toți investitorii investesc când acolo devii stat membru NATO, fiindcă au asigurat securitatea banului pe care el îl investește în statul ăsta. Așa că, dar oricum, acest pas înseamnă o îndepărtare de Federația Rusă. Fiindcă, cum spunea fratele meu, Dumnezeu să-l ierte, Gheorghe Ghimpu, cu cât mai departe de Rusia, cu atât mai bine pentru noi. Fiind cu rușii, niciodată nu ne vom putea face unirea. Fiind în cadrul Unii Europene ca stat membru, nu o să ne încurci, fiindcă aici sunt valori. Deci, libertatea, drepturile omului și nu este o dictatură a unui om. Așa că, dă Doamne, să fie pace și liniște în situația asta, fiindcă ultima perioadă noi am fost informați de actuala guvernare în frunte cu președintele că se duce o politică de stabilizare situației, răsturnarea guvernului, dar aceste momente când se întâmplă? Nu mică, nimeni mai multă lume. Și nu știu dacă era bine și corect ca numai în perioada asta când Rusia presează să se răstoarne această guvernare. Apropo, e același lucru care a fost în 2016, când ne atacau pe noi, când au tras și în Parlament, când mergeau în piață, braț la braț,
Dodon Usatăi și cu Năstase. Aici la un limitic demonstrații prin spate mai apărea și Maia Sandu ca să fie cu lumea care este acolo. Dar atunci tot asta au fost presiuni ca să răstoarne aceea guvernare care nu le convenea lor. Și văzând că nu le-a reușit, mai târziu, în 2009, s-a format, a venit Cozac și a format Alianța Cozac. Așa că interesul Federației Ruse niciodată nu a dispărut. Și ei folosesc, ne amintim, doar 7 aprilie. 7 aprilie a fost și mâna Moscovei, asta e 100%. Ca răspuns lui Voronin pentru că n-a semnat memorandumul Cozac. Asta e, în afară de dorința noastră de a da, dar noi am avut dorința pașnică, dar provocări, tot ce a fost, fiindcă eu m-am ocupat atunci, eram tocmai în funcție, de două funcții, și am încercat cu ministrul de interne și cu tot ce el azi, cu serviciile noastre, să aflăm cine sunt cei care au început a distruge clădirile. Pentru că noi, fiind front popular, atunci când luptam împotriva cu Unii Sovieti și a Comitetul Central și tot, n-am format o fereastră. Doar l-am mutat pe Lenin din piață și pe Karl Marx i-am dus la Țânsăren din fața clădirii Comitetului Central. Și acum, după 14 ani de la 7 aprilie, nu avem nicio claritate, de da, fapt. Da, și anume este dovadă că în aceste momente rușii folosesc și încearcă să răstoarne putere care nu este ascultătoare Moscovei, Kremlinului. Cum credeți, se va mobiliza multă lume la data de 21? Sper că da, dar în situația asta grea financiară e cam complicat să vină un om de care trebuie să plătească drumul tur-retur 300, 400, 200 pentru unii oameni și 10 lei sunt bani. Sper că toți cei care conștientizează și sunt pentru toate, că, cum să vă zic, nu cât poți să aduni acolo? Bine, hai, o să aduni 50.000, 70.000, 100.000, da? Ca să arătăm la europenii care vin pe 1 iunie la summit la noi, că iată, Moldova vrea Europa. Păi, Republica Moldova de mult vrea și noi suntem în Europa. Acest lucru l-a dovedit la prezidențiale, la parlamentare. Da, acolo este aproape 1 milion de vot, acolo ai ce arăta, dar ai ce să răs. De mai mult seamănă o acțiune de partid care, ca să nu fie învinuiți, că nu știu ce, au plăsat ușurel să fie organizată de către guvern. Dar odată ce înseamnă nu cu Rusia, dar cu lumea civilizată, cu Rusia unde e dictatură și sămânță de războinic, sigur că noi susținem. Cu această manifestație ar putea spăra și mai tare pe ruși? Sau care ar putea fi consecințele din partea lor? Păi, dânși, ei, lor poți să le stai în genunchi. Oricum, dacă au un proiect, o să-l realizeze. Nu asta. Da, noi, pe ei nu-i supără acțiunile acestea. Pe ei îi supără că ne distanțăm de ei. Asta e. Și nu-i prin acțiunea asta distanțare. Distanțarea e prin tot ce are loc la nivel de guvern, parlament, președinție, relațiile cu Uniunea Europeană, ajutorul ăsta tot care vine, politica noastră care nu mai este cea care a fost mulți ani de zile, că tot ce făceam, nu cumva să spărăm în Moscova. Vă amintiți că era o perioadă când eu spuneam că fiți mai atenți, că e mâna Moscovei, cinci așa. Toți o luau, adică, pe picior, glumeau, e mâna Moscovei, una, două mâna. Păi iată, mâna Moscovei, ea n-a plecat niciodată, nici mâna și nici cizma de pe teritoriul ăsta, fiindcă ei au controlat. Și asta pe ei acum îi nemulțumește. Ei tocmai și iese de minți de faptul, cum, adică, cine sunteți voi? Ca și unii care locuiesc la noi, aici tot așa te întreabă, dar cine sunteți voi? Noi vă dăm gaz, noi v-am dat cu tare, noi vă construim clădiri, chiar cum zicea mie unul în Parlament, că Uniunea Sovietică a învățat. Hai, fii serios, bă. Tata m-a făcut mine gospodar și m-a născut mama și dacă nu era Uniunea Sovietică, poate eu învățam la Sorbona, nu la Chișinău, în limba rusă, că eu am învățat în limba rusă. Și nu numai eu. Așa că aici e problema. Ei pierd controlul ăsta, ei au sute de ani luptat pentru ca să ocupe partea Baltică, Caucazul, aici gurile Dunării și așa mai. Și când colo, încet, încet, cu atât mai mult că pierd și Ucraina. Și aici a fost marea gafă lui Putin, care n-a înțeles că nu poți discuta azi cu toporul și cu sabia. Lucrurile altfel stau.
Cum îmi spunea odată Jirinovski, eram împreună la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, de ce noi toți acești fostele țări socialiste și noi și țările baltice, care din fostul Uniunii Sovietică, nu îi iubim pe ruși. Păi zic că, dar care e diferență între voi, țară, Rusia țarist și Rusia bolșevic? Voi totuși le spuneți că Stalin, că Stalin. Păi dar de ce nu spuneți? Bă, fraților, ce a fost, a fost, a făcut Stalin, bolșevic și noi suntem o Rusie democratică. Vreți cu noi, poftim cu noi, vreți cum vreți. Voi vreți să vă uniți cu România, uniți-vă, măi, moldovenilor. De a zice, ni pe luce, să zice. Dacă va veni timp să întoarcem Basarabia, să întoarcem nu vouă sau României, dar celor care au luat-o. Zic, dar de cine s-a luat-o, bă? Păi s-a luat de la Moldova. Era statul, principatul Moldova. Adică, asta și sunt ei și au ajuns până la aceea că omoară frate pe frate. Adică e cât mai departe de ei, cu atât mai bine. Cu asta vreau să închei că... Domnule Ghimpu, mă uitam astăzi prin poze la evenimentele atunci din anii 90, la Renașterea Națională și mă uitam ce clasă politică am avut noi pe timpuri și acum nu știu dacă mai avem noi clasă politică. De ce am ajuns la acest nivel? Știți de ce? Sau oamenii buni, oameni de calitate nu prea doresc să se implice în politica din Republica Moldova. Da, este și aceasta, dar în primul rând generația de aur aproape toată decedată. Au rămas puțini. Și fiți atenți, anume cei care s-au născut înainte de pe timpul României Mari, 35, 36, 37, 41, 42, după demo ocupație, și s-a format generația de aur. Acei care încă în casa unde s-a născut mirosea a României, a românism, a adevăr, a dreptate. Și cu toate greutățile pe care le-au avut în viață, iată cum fratele, și s-a jertfit cu teza de doctor în biofizic. Adică nu i-a mai dat voie să o susțină, că era gata. Nu i-a mai dat voie să predea la, că el preda la Universitatea Tehnică. Și s-a inclus în lupta asta pentru adevăr dreptate. Și eu am crezut atunci că după noi, dacă noi am venit, noi am venit doar de mers să învățăm ce-i politică. Noi nu eram, politică se făcea la Moscova. Noi am venit cu suflet. Fiecare, eu, profesia mea de jurist, mi-am tins cum am dus la Mișcarea Democratică avea loc, era la unui scriitorilor și ședințele erau afară în curtea unui scriitorul. Și eu m-am zis într-o seară, bună seara, cine sunt eu, am observat că nu aveți jurist și eu vreau să vin să ajut în lupta asta pentru libertatea și unitatea noastră. Și am zis, poftim. Acum vor de-a gata. Eu mă uit și la noi. Cât noi am fost puternici, cât aveai un, era un loc și puteai să te așezi și să te ducă trenul unde vrei tu, era normal. Acum când trebuie să muncești mai mult, dai din coate, da, mă, că e ocupat, că nu știu ce, că nu încolo încoace. Și asta e marele păcat. Deci, izvorul, dacă nu ai grijă de el, el seacă. Și asta simt treptat. De ce și avem... Și cred că mai este și un lucru important. Oamenii care au luptat în anii ce, unii s-au jertfit, au dat tot ce am fost de la ei pentru ca să ne mișcăm înainte, că asta, noi am pus bazele serioase, tricolorul, limba, alfabet, independența, fiind nu puteai să te unești cu România fiind parte componentă a Unii Sovietice. Adică am făcut pași serios, au rămas numai pasul de unire cu țara și terminăm cu toată mizeria și sărăcia asta care avem noi din cauza fostelor ocupanți. Și când au văzut peste timp, că eu deseori zic slavă Domnului, îmi pare rău că o decida fratele, dar bine că măcar nu a ajuns să vadă timpul de azi, care sunt viziunile tineretului, că vrea tot deodată, gata, care sunt viziunile cetățenilor, că îl vor pe șor care e hoț, că îl vor pe celălalt care e hoț, că vor cu, iată și acum, că îi vor cu Putin, sunt gata și accept ca să fie omorâți ucrainienii, copiii, bătrânii, distrus casele lor. Întuneric cu totul la noi, e tulburi, snori deasupra noastră serioși. Și unii cred că îți dă care sens, cum a zis mama. Eram odată, chiar la început, în anii 90, eram cu fratele încă trăia și mama a zis Mihai ca Mihai, Gheorghe, Gică îi spunea, dar tu ai stat 6 ani în pușcărie.
câți prieteni mai ai din cei care ai fost, ți erau, că înainte mergeai cu bădege, că mergem 5 metri și s-opre, 5-10 metri și s-opre, prieteni pe prieteni, că s-a întors, s-a locoleu, fugeu pe partea cealaltă de stradă, nu s-a întâlnit cu dânsul. Și oamenii zice, Mihai ca Mihai, dar tu ai stat 6 ani în Pșurepin, tu ce ai stat în pușcărie? Oare n-ai înțeles tu că moldovenii nu merită lupta asta? Cam am ajuns la vorbele mamei, că într-adevăr este și mai straniu că și cetățenii, întotdeauna dacă te duci la un croitor, da? Ar te interesa care e cel mai bun, sau la un cezmar, sau la un dentist, la un doctor, cauți și te interesezi, că dacă nu se duci, că... Dar în politică tot ne vrei oameni noi. Dar omul nou nu are experiența aceea. De ce respingi omul care are în toate celelalte domenii, tu îl cazi pe cel cu experiență, da? Dar în politică îl cazi pe cel fără, și-l alegi pe cel fără experiență. Fără ca să-l cunoști, fără ca să știi. Nu te interesează. Crezi într-o vorbă, într-o minciună. Și iată lumea asta care deșteaptă. Avem foarte buni profesioniști în domenii care lucrează pe diferite țări. Eu am fost și m-am întâlnit cu ei și în Marea Britanie și în alte părți. Avem foarte buni specialiști, lucrează în companii de astea foarte mari. Și ei nu au văzut, vreau zic, că cum gândește la noi societatea în majoritate, s-a schimbat absolut tot, nu are nimic comun cu anii de renaștere națională, ei au zis că de ce să umblu și eu pe drumuri, cum ia că a murit Gheorghe Ghimpu și s-a dus în mormânt și ce a avut din asta, fiindcă era o perioadă când tot în urma acțiunilor Făzbărul rusesc, unii lumeau pe fratele căgăbist, securist. Să închipui, stai 6 ani în pușcărie și să auzi. Sau eu, când eu din 88 am dat mulți ani, da, în lupta asta pentru noi. Și a venit un prăpădit ca Andrei, când îi mai spun și familia, și a inventat un cuvânt și toată lumea striga și scanda și când merge pe magazin sau undeva, auzăm cineva striga. Cum credeți, mă, sunt semiu? Că niște rătăciți, niște care n-au făcut nimic. Aici e problema. Cum, domnule, să-ți încredințezi viața? Doar când, înainte, cum era? Cum se căsătoreau, mă iertau fetele? Să însurau băieți? Părinții, asta e cine e el? Cine e tatăl lui? Ce face el? Ce are? Cum? Da, da, da. Păi, dar tu, acum, vreau să zic că... Un copil, părintele nu accepta să-l dea pe mâna cuiva dacă nu era din gospodar și nu era cum treabă. Dar tu aici, toată familia ta și tot neamul, îl dai unui care habar nu ai, nu-l cunoști nici el. Și unul trezești tot timpul că toți sunt răi, că toți scoți, toți bandiți. Păi fă o alegere odată și odată, așa cum spune în viață. Fă alegere corectă, informează, documentează-te, nu te lua după vorbă. Află cine e omul, ce a făcut ieri. Ce a putut el face? Fiindcă, cum spune tot un polițian dincolo de Prut, mai privesc acolo emisiuni și spune, un fost ministru, zice, păi cum zice tu, mergi după omul care nu știi ce a făcut el în viață sau n-a făcut nimic? Păi dacă el n-a făcut nimic pentru dâns în viața lui, cum a să fac el pentru tine? Da. Și atât avem ce aici avem. Dar sigur că rolul cel mai important în toată povestea asta este mâna Moscovei. Propaganda rusă, dizbinare cu partidele astea, cu banii ăștia aruncați, cumpărarea asta și agentura. Eu cred că încă e puternică agentura FSB-ul rusesc la noi în Republica Moldova. Domnule Ghimpu, și dacă ați vorbit despre alegeri, ca să facem alegerea corectă, cetățenii municipiului Chișinău care vor merge să voteze în toamna acestui an primarul capitalei, pe care nume va pune ștampila, cine va fi candidatul Partidului Liberal? E cam de vreme să discutăm numele candidatului, fiindcă eu nu văd o mișcare din partea guvernării. Am mai vorbit la acest subiect. Eu nu văd. Eu, dacă aș fi președinte, da? Și partidul care l-am condus e la guvernare, eu aș amâna alegerile. De ce? În primul rând, avem 3 ani la rând alegeri după alegeri. 2000. Alegeri locale, prezidențiale și parlamentare. E obositor și bani cheltuiți foarte mulți. Aș prelungi mandatul consilierilor și primarilor și aș face odată cu alegerile președintelui alegerile locale. Asta i-ar ajuta acum în situația pasul, fiindcă îți duci în jos și mai Sandor ar
ajuta primari și consilierii săi ca să obțină mai multe voturi sau să câștige mai multe mandate. Doi, cred că, dar cel mai important este că totuși noi așteptăm cu toții victoria Ucrainei. Așa e? Toată lumea așteaptă asta. Dacă, dar ea o să fie. Și atunci și Transnistria, ce-i cu ea? Toată lumea se întreabă acest lucru. Gata, ea dispare. Ea nu mai poate exista. Vrem noi cumva, dar nu o să vrea ucrainii. Dacă ucrainii 92 au sunut cu politica ursului și au luptat și ucrainienii împotriva noastră, acum în Ucraina nu o să tolereze să existe Transnistria. Prednestrovia asta așa stat, așa zis, stat acolo. Care este o piedică pentru integrarea europeană. Și atunci, da, este o piedică, da, este o mare piedică și doar în modul ăsta se poate rezolva, scăpăm de Transnistria, altfel nu scăpăm. Și atunci, dacă Transnistria dispare, trebuie să fie alegeri în raionul de stânga Nistrului. De ce să avem alegeri anticipate, ori iar pe rând, la sud, o dată, acolo, în partea asta, dreaptă o dată, acolo, altă dată? Le mânem și atunci, și să clarific, o să vedem ce o să fie până la anul, că anul e să se clarifică ce o să fie cu situația în Ucraina. Și atunci noi putem organiza alegeri pe întreg teritoriul Republicii, inclusiv și raionul de stânga Nistrului. Ok, și dacă mergem după agenda, dacă avem alegeri la toamnă, cine va fi candidatul? V-ați decis sau încă nu? Avem câteva candidaturi, dar încă n-am hotărât. Haideți să facem o știre, domnul Dimp. Nu, dar știrea asta repede, să duci și să uite de ea. Decât să facem o știre mâine, de exemplu, cu un nume și pe urmă să apară alt nume, nu o să fie serios din partea noastră. Eu, sincer, să vă spun, noi n-am hotărât încă la parte. Decât dacă era hotărât, vă spuneam numele, dar n-am hotărât. Sunt mai mulți candidaturi și urmează să vedem. Cu atât mai mult, cum v-am zis, când că noi nu simțim aerul de campanie electorală. De campanie electorală, că iată acum e aprilie și în toamnă să alegi locale. Eu bănuiesc că ceva este la mijloc. Într-adevăr, chiar și fără problema asta, nu e fără Transnistria. 3 ani la rând alegeri. Asta se cheltuie el și asta e... Închipuiți-vă că 2 luni de zile, dar ce 2 luni? Vă 4, vă jumătate de an, nu mai lucrează nimeni. Tot s-a antrenat în campanie electorală. Și asta, în situația în care ne aflăm noi, nu-i prea bine. Deci eu cred că trebuie cineva să pună punct în problema aceasta. Domnul Dorin Chirtoacă ar putea fi o variantă sau nu? Nu, dar domnilor mi-a spus că nu. Nu, păi nu, dar mai avem politicieni care au spus că pleacă până și nu se termină cu dosarele. Astăzi am văzut ceva știri pe surse că probabil domnul Mihai Popușoi va fi candidatul PAS-ului. Nu, să nu se întâmple ca și comanda lui Hrușeu, când a dat comandă ca Belorusia să crească Popșoi, unde terenul nu bun pentru creșterea forumului. Deci asta e părere despre candidatul? Noi, asta e, deja e o pierdere deodată. N-are șansă Popșoi să câștige primăria. Vor fi 2 tururi de alegeri sau câștigă cineva? Cred că 2 tururi, nu. N-am avut noi așa situație ca să avem în alte primării, în alte localități, da, dar în Chișinău întotdeauna des că ce bani a format cum se cheamă la el Man, mai bine spune Pățan, votați Pățanul decât Manu că e mai pințăresc la oameni și mai ușor de memorizat. Mișcarea Alternativă Națională. Adică înțeles că cu electoratul de stânga niciodată nu poți ajunge primar în municipiul Chișinău. Deci și vrea voturile. Păi oricum, când a câștigat prima dată primăria... Păi a câștigat, fiindcă atunci mulți nou au ieșit la alegeri când au vrut să-l voteze pe Năstase pentru alianța COZAC. Au format alianță cu socialiștii. Că atunci când eu spuneam în 2016 că noi nu vrem alegeri anticipate, că asta înseamnă aduce la puterea socialiștilor, la partidilor prorusă, și asta înseamnă o piatră încă mare pe umerii Republicii Moldova, atunci lumea nu mai credea. Dar când și Năstase striga că alegeri anticipate. Și pe urmă, după asta, s-a dus și făcut alianță cu socialiști. Adică lumea ce nu vedea atunci că el splimba alături de socialiști în piață și împreună au atacat și parlamentul.
Și de ce? De aia nu m-a câștigat ceva. În altfel, dacă era alt candidat, care n-ar fi? Aici e problema în turul 2, oricare ies în turul 2 câștigă la candidatul stângii pro-rus, fiindcă satele salvează situația. Fiindcă dacă am luat strict orașul, atunci... Suburbiile salvează. Probabil, suburbiile, da, întotdeauna. De aia și s-a format municipiul Chișinău. Acum nu știu, că aud cu reforma aceasta, că niște proiecte, nu știu ce, și satele se duc... Reforma administrativ-teritorială, da, care este inevitabilă. Dacă nu o să rămână satele în municipiul Chișinău, da, suburbiile care sunt actuale, da, apoi înseamnă că ne-a luat la revier de la funcție primar. Chișinăul va fi pro-rus. Primarul va fi pro-rus. Da, da, asta e clar. Domnule președinte, numai probleme. Viața nu e fără probleme, dar e important să știi cum să le rezolvi. Să le micșorezi numărul, dar nu să le adaugi. Fugi de unul și dai de altul. Da. Domnule președinte, haideți să vorbim un pic și despre activitatea guvernului Recean. Cum vi se pare activitatea prim-ministrului? Îl vedem foarte activ pe rețele, merge în teritoriu, chiar astăzi a fost la Orhei. Știți care e problema? De vorbit, încă noi, românii moldoveni... Nu întrece nimeni. Da, n-am rămas în urmă cuiva. De vorbit, noi putem. Problema este că oamenii nu se hrănesc cu vorba prim-ministrului, a partidului, sau a președintelui, sau a parlamentului, sau a guvernului. Ca omul să ai pe masă ce are nevoie și în buzunar, e nevoie de economie. Iar și aici e problema, revenim iarăși din nou la problema unitatea. De ce am votat noi tricolorul care este simbolul unității naționale și a identității noastre? Pentru că numai împreună cu țara, cu România, noi putem să oferim o viață decentă mai și mai sigură, în siguranță. Noi nu avem economie. Toate aceste acțiuni care... Și aici mi sunt și așa neplăcut când ne aud pe stataliști care promit că o să facă. Dacă n-ai în grădina care ai, zicem, 6 arele, în jurul casei, n-ai sădit nici un pom, de unde ai sculești tu? Sau dacă ai 2 pomi și tu vrei sculești 3 toane de mere sau de struguri. Asta e economia noastră. Și 30 de ani sunt de ajuns, ca să vezi. Da? La 30 de ani un om, fie femeie sau bărbat, deja el știe ce vrea și ce poate, așa-i? S-a ales profesia, de așa s-a pus picioare, știi ce vrea în viața asta. Dar noi ce am? În 30 nimic noi. Noi n-am înțeles că, una, Republica Moldova este o piață mică. Deci statul nu are bani ca să dezvolte economia, să producem ceva, da? Economia este bazată pe produs, pe industrie. Noi nu avem bani să avem. Pe cantități mari, fiindcă dacă da. Vrei să vinzi, trebuie piața cantitate. Piața e mică și nimeni nu vine să bage bani. Ia uitați-vă. Europa... câte cetățeni are? 780 ceva de milioane, cât jumătate de China, o întreagă Europa. E piață, da? Sau un cântăresc la noi, unde se lansează? Ori în România, ori în Rusia. De la România se duc, la Brăcești, la Băsărăbească. Și de atât și nu vin investiții serioase. Ei, au venit Molcelul, unde nu mai iau banii. Voxtelul și... Să nu dăm nume de companie, vă rog. Da, scuzați, vă rog. Nu, telefoniile, spunem așa, da? Doi, avem conflictul ăsta înghețat, războiul ăsta mai bine înghețat, unde, iarăși, pentru investitori este o problemă. Și da, dacă mâine el chibrit să prinde din nou, da. Ce fac eu? Bag banii și atunci îi pierd. Adică nu avem condiții necesare de a ridica o economie. De ce singura soluție rămâne totuși unire cu România? Da, eu înțeleg și România, nu Germania, sau Statele Unite Americii, dar totuși salariile, pensiile sunt mai mari de vor 4 ori, dar nu trebuie să ne orientăm la problema socială. Cât de ce în familie, chiar dacă undeva nu ești în relații bune cu fratele, da? Dar când auzi că el e bolnav, are probleme, te duci, așa-i? De ce aici nu pierdem sângele, da? De frate. Dar la nivel de neam pierdem sângele. Noi vrem să fim cu cei care nu avem nimic comun absolut. Aici și limba, și dansul, și tradiția, și mâncarea, și tot ce vrei este același. Nu poate să facă
cum zic la noi, popor moldovenesc, Acușa apare popor bănățesc, ardelenesc, bucovenian. Nu poate câteva popoare să aibă aceeași tradiții. Da? Acele, exclus cultură și așa mai departe. De ce? E bine cu omul străduie, dar iată, revenim la 21 mai. Dacă era mare adunare națională, un problemă unire, aici era altă situație. Pentru mine nu contează cine va face unirea. E important ea să se întâmple. Și mai e ceva. Nu trebuie să ne jucăm cu adunări naționale. Cuvântul național ține de națiune. Noi nu suntem o națiune, suntem o parte a națiunii. Și organizat și Pelidemie, un frut cu filat, tot adunările de este europene. Și Năstasă cu, cum se mai chema buzunarul și la lui, platformă, nu știu cum. În istorie noi avem Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, și prima adunare din 27 august 98, da? 91. 91 a fost cu independența. În 89. 89. 1989. Da, iată aceea, fiindcă aceea a dus Transilvania la țara românească, dar adunarea noastră din august 1989 a dus limba și alfabet. A cerut ca să fie readus limba și alfabet. Da, domnule președinte, dar acum... Dar mai departe, cine jucăm noi cu... Putem spunem o meeting? Nu e bine că în una, două noi adunări naționale. Slavă Domnului că noi au dat denumiri de mare adunare națională. Moldova europeană. Moldova europeană de așezat de Dumnezeu de mult e așezată în Europa. Și dacă ne întoarcem la activitatea guvernului recean, probabil în cazul prim-ministrului este prematur de apreciat activitatea, fiindcă nu are mult timp în funcție, dar care dintre miniștri, pentru că majoritatea au rămas cei din guvernul Gavrilița, arată cele mai bune performanțe? Niciunul. Ei, domn președinte, chiar așa? Dar știți de ce? Acel președinte, acel prim-ministru, acel ministru care vorbește politic în afara adevărului istoric, care încalcă adevărul istoric, care încalcă adevărul, dreptate și adevărul, eu nu pot să-i pun notă bună. Pentru că noi creștem generații după noi. Hai să facem o comparație cu copiii din stânga Nistrului, da? Ce învață ei acolo? Ce învață ei pe dânși? Cunoașteți și învață ei la istorie și la toate acelea. Prostii peste prostii acolo. Suntem fașiști, suntem așa, pe dincolo. Tot rău bagă în găi. Adică, la dânși istorie e doar propaganda rusă. Noi, de cine temem să spunem că suntem români? Bun. A spune că vorbim limba română și suntem români, asta încă nu înseamnă unire. Când vorbești că te unești, atunci e unire, nu? De ce ne temem noi? Deci această politică, cu atât mai mult că vă spun, că în documentele Marii Adunări Naționale și în declarația de independență este spus adevărul. Astea sunt documentele care stau la baza acestui stat. Și de ce, că vorbeam, de ce astăzi clasa politică mai slabă decât aceea? Fiindcă ea umblă cu minciuna. Cât promovezi minciuna, nu poți să ai succes. Cum poți? Da? Cum poți să nu să-i conte lucrul ăsta? De ce te consideri mai deștept ca Eminescu, care suntem rămâși punctul? De ce te consideri mai deștept ca Vieru și l-au scus pe Dodon sau pe Voroni sau pe Șor sau pe ăștia care cu umblă să lansează echipuri mari anti-NATO, ei sunt care, da? Deci drapelul rus, asta care, de ce nu calcă în picioare drapelul rus care omoară sute de ucranieni, frazea lor, mulți dintre ei sunt ucranieni în Partidul Socialist. Vedeți cum s-au lucrat? Iată de ce nu poți să le pun o notă bună. Nu a existat și nu va exista niciodată și nu va rezista o casă dacă nu stă fundamentul adevărat. Adevărul este că da, noi suntem două state românești. Suntem români, vorbim de români, dar suntem două state români. Până ce-o fi? Și asta lumea trebuie să cunoască. Și asta a fost mare greșeală de la început din 90. S-au temut toți care au fost în frunte. Numai când am venit eu am spus, că mi-am amintit și o știri, era o televiziune a comuniști care a spus că Republica Moldova e condusă de români. Și au luat intervii la mine și a zis, da, eu sunt român, e ziua unirii, sărbătorim ziua unirii, de ce? Ce să mă ascult? Păi,
Care e problema? De ce noi trebuie să-l credem pe Putin, pe toată propaganda asta rusă, care ia venit și ne-a dizbinat, ne-a rupt de la popor, la neamul nostru? Cum am luat noi asta în bovul și l-am dat la japonezi și am spune că ei nu sunt ruși, dar ei sunt japonezi. Sau ceva, nu știu cum acolo e. Păi cam asta e povestea asta. De ce? Eu, știți, mie mi-a rar care vorbesc din de unirea noastră, din oficiali europeni cu care am discutat, eu au vorbit rar sau din ambasador, dar tot și-au fost printre ei, care mi-au zis, nu înțelegem, dar de ce vreți voi integrarea europeană Chișinău-Bruxelles? Că la voi drumul e mai scurt, Chișinău-București. Sunt doi pași, dar aici câți pași. Adică oamenii înțeleg lucrul ăsta și înțeleg că de noi depinde, n-au să ne împingă ei pe noi. E viața voastră, e soarta voastră, vă conturiți-vă. Și iată, acești stataliști astăzi, uitează, cum le-ai dat, dar în Parlament din 90 încoace au existat unioniști. Și în primul Parlament noi am fost și în al doilea, și în al treilea, și pe timpul Voronin au fost pe PCD-ul și pe FD-ul, și pe 2009 noi pe Leu încoace am fost. Acum gata. Până în vara anului 2021. Gata, da. Nu, până în 2019. În 2019, da. Da. Și gata, nu mai, sunt unioniști acolo, dar nu am auzit pe unul niciodată să vorbească. Da, noi tot când am format alianța am discutat. Noi avem în program Unirea, PD-ul și PLM aveau programele lor, am ajuns la consens că ne asumăm integrarea europeană. Și am promovat integrarea, pentru că v-am spus că integrarea europeană asta nu e în detrimentul Unirii. Ea e plus, adică un pas făcut înainte. Păi și așa cum, de cine te mine? Și oferim loc de speculații și de manipulare a acestor partide pro-rusă și a costoși bandiților. Aici e problema. Dacă din 90 toți președinți care au fost, da, eu am fost interimar, dacă au fost ales de popor, de alegători, popor, scuzați, și de parlament, dacă spuneau adevărul, dacă spuneau că ce s-a întâmplat la 28 iunie 1940, s-a întâmplat în 41, 49, 51 cu deportările, în 46-47 cu foametea, după asta s-a întâmplat cu noi crucificare, ne-a interzis, vorbim în limba maternă și ne-a impus limba rusă și deam și în biserici să impunea limba ocupantului. Atunci era cu toată altă situație. Dar așa toți, of nu cumva să ating urs, of nu cumva să iei o labă de urs. Și tot așa și am oferit posibilitate Moscovii, rușilor, să continuă mai departe propaganda lor, că au, slavă Domnului, media la noi în Republică. O și-au format partide, pare le finanțați, le dă bani, și iată avem o situație când, din cauza aceasta, trăim mizerie și sărăcie. Domnule președinte, vedem în sondaje că tot mai mulți cetățeni își doresc reunirea Moldovei cu, nu cred, cu România. Nu cred. Cum nu? Dar nu văd votul. Păi asta era întrebare. De ce în sondaje nu apar partidele unioniste? Cum se explică acest lucru? Dacă observați, mulțumesc de invitație, dar noi nu prea suntem invitați. Dacă observați, în o perioadă de unire nici nu se prea vorbește. Bănuiesc că este o politică de stat. O politică coordonată, dirijată în privința aceasta. Orice acțiune s-ar organiza în problema asta, chiar noi pe Leu. Am avut și caravana Unirii, și caravana Slava Ucrainei, și mai multe acțiuni. Nimic. Nu sunt. Iată, și pe Leu nu este evident. Ce să mai vorbim de TV-urile Republicii Moldova? Avem TVR Moldova, avem Radio Chișinău București. Să nu dăm nume. Și nu ne invită. Nu, vorbim de cele care sunt de naționale, din București, da? Și nu ne invită. Dar cum, unde, cine îți vorbească? Iată, stau și mă întreb, de ce se întâmplă lucrul ăsta? Poate asta să strice integrarea europeană. Nici cum nu poate. Noi unioniști suntem cei mai cu interesați în integrarea europeană. Noi, fiindcă noi suntem aceia care am pus baza acestui stat. Unioniștii au votat pentru acest stat. Pe noi ne vinuiesc, noi suntem. Noi am format acest stat, fiindcă era clar că nu poți să te unești cu România, fiind parte componentă URSS. Trebuie să te separi așa cum s-a făcut cu Republica Democratică Moldovnească, s-a format în cadrul Rusiei și pe urmă s-a votat la 27 martie sfatul țării, a votat unirea cu România. Aici sunt lucruri clare și nu înțeleg care e motivul. Într-adevăr, e că nu înțeleg. Și nu numai de chiar e că să luăm și faptul Gheorghe Ghimpu. Și noi am avut nu prea am avut desenuți politici.
și oameni care jertfi și a luptat pentru asta. În familia noastră, Simeon Ghimpu a predat limba română în capitala Imperiului, în anii 70. Fratele în perioada aceea a stat în pușcărie. Pe urmă, împreună, toți am luptat iar mai departe pentru acest adevăr, pentru această dreptate și nu pentru binele nostru, că noi în toată viața le-am descurcat. Noi, eu n-am trăit pe munca cuiva. Eu și acum pot să trăiesc fără pensie și fără iupu, mi-a ajuns să lucrez pământul la colonița 30 de ani și am de toate acolo. Pot să cresc și o găină și o purșel dacă fi, nu zboier de la balcon sau de, din comitet central, da? Dar iată, asta e problema. Este, cred că, o mare greșeală. Și vreau să spun că lucrul ăsta observ și București și Bruxelles, toți numai de integrare europeană. București. București, noi n-avem azi, eu am vrut să închem cu un partid, ca noștri, mă, domnul președinte, dar ce noi nu avem un acord de colaborare cu partidele din România? Păi zic că, cum vor ei, nu vreau eu. Le-am propus să închem un acord de în problemă unirii, dar ei nu vor. Așa, pur și simplu, și întrebăm bine să arăt la oameni că avem... Eu și așa îi cunosc și știu pe toți și mă cunosc pe mine acolo, că oricum am fost în viața politică. Este și aici o problemă. De ce nu avem noi în România un partid care... Fie în opoziție. Da, avem ajutor, bada prostii, mulțumim că ne ajută. Cum am zis atunci când am fost noi, domn Băsescu, la Lugaș și ne-a dat 100 milioane, s-au reparat 1000 de grădiniți, s-au construit satele astea nemțeni, Codul Mori după inundații. Vedem că deja nici domnul Băsescu nu mai prezintă interes, nu mai vine în Republica Moldova, așa de des ca mai înainte. E obținut statut de deputat în Parlamentul European, plus problemele care au apărut la București acum, în ultima perioadă. Dar ce interesant că mulți vorbesc de unire după ce nu sunt în funcție, ca și la noi. Toate partidele care mai sunt la guvernare deja s-au făcut unioniste. Nu, dar ca și la noi unii au început să spună că limba română după ce portă funcția de președinte. Dacă tu a fost în funcție, nu. Sau de unire. Adică nu, eu când spuneam că trebuie să vorbim de unire, eu zic că nu, integrare europeană. Nu vreau să dau nume, dar eu am avut discuții în problema asta. De ce? Poate și undeva au dreptate în situația asta care este acum. Nu știu, dar eu cred că fiecare înțelege și la Bruxelles, și la București, și în Washington, peste tot înțeleg că o Republică Moldova nu are viitor. Și eu cred că a să vină ziua în care o să zic și americani și europenii, bă, românilor, ia uniți-vă acolo și aveți voi grijă de voi, că obosiți, vă ajutăm. În fiecare an tot dăm cu, nu numai cu polonică, acum dăm și cu covata, cum spune. Sacul. 30 de secunde până la final, domnule președinte, mesajul meu astră pentru cei care ne privesc. Să creadă în neamul său, să-și vorbească limba, fiindcă dacă nu o vorbești ca și orice lucru, dacă nu îl faci, nu înveți, limba vorbită, limba este cunoscută, că e limba vorbită. Să nu vorbim între noi în limba rusă sau cu cei care noi suntem nou și el unul și noi vorbim în limba rusă, fiindcă ei râd de noi. Să luptăm ca să ne unim, să fim împreună un neam așa cum ne-a dat Dumnezeu. Să trăim în pace, în siguranță și bunăstare. Mulțumim, domnule președinte, pentru participarea la emisiunea noastră și noi vă mai așteptăm cu mare drag la AgroTV, că mi-a mai rămas întrebări pentru două emisiuni aici. Mulțumesc, sper data viitoare să începem cu grădina de la Coloița. Trebuie toamnă, ca să numărăm toamnă, ce ți-a adunat. Da. Noi vă mulțumim și vă dorim mult sănătos. Succes. Stimați telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Cu voi a fost Viorel Furcliță și ne revedem luni de la 19:30. O seară cât mai frumoasă alături de cei dragi.